Dorește să trăiască viața plenar, fără nicio fel de restricții. În acest motiv își înșeală soțul. Devenind o femeie care își încornorează soțul. Pasiunile sale, dorința de a duce o viață luxoasă pe care nu și-o permite, o trăiesc într-o viață viciată, care dărâmă chiar idealurile clădite cu grijă în adolescența sa și valorile morale. Cu toate că personajul pare ipocrit, chiar cinic uneori, putem spune că Madame Bovary este un exemplar feminist care își neagă rolul desemnat de societate, de soție și mamă pentru a aduce o existență independentă. Emma Bovary este, datorită autorului Gustave Flaubert, o ființă complexă, a cărei esență nu poate fi înțeleasă decât prin intermediul romanului, întregului roman, care pe noi ne-a impresionat foarte mult.